Salutare tuturor, eu sunt Crip și mă mai regăsesc la un episod cu Rocket League. Da, știu, întârzi cu episodul cu cum să dai kick-off pe Rocket League, dar asta este, durează mai mult, nu am ce să vă fac. Am văzut la comentarii că foarte multă lume, adică majoritatea lumii a spus să fac un videoclip cu Octane. Au mai zis câțiva cu Dominus, o să vină și un videoclip cu Dominus, dar până atunci o să jucăm cu Octane. Așa că să-i dăm bătaie. După cum v-ați obișnuit, din partea mea, jucăm la 1 versus 1. Am derancat odată, dar nu mare lucru. Hai să vedem dacă putem să-l bătem pe acest domn. I-am dat acolo un demo. Ia să vedem. Ah, am dat un Ateraflic acolo, pentru cei care știu ce este acela un... Hop, ah, m-a făcut. I-am dat, n-am reușit să-i dau bump. Interesant cum joacă. Suntem tot Diamond 3, divizia a 3-a. Ia să-l vedem, ia. Cerul ăsta joacă destul de interesant, aș putea spune. Dar uite că și-a luat mare golațio. Damn, the luck, lol. Close on. Cred că tocmai am dat de un player puțin așa un pic, el e toxic. A? Ce spuneți? Eu așa zic, eu zic că e toxic așa un pic. Are puțină toxicitate în el. Aici s-ar putea să fie un gol. Da. Nice one. N-am ce să zic, a fost greșeala mea. Dacă sărea mai devreme, cred că reușeam să-l facem. Și după acest match, cred că o să jucăm și unul de drop shot. Și da, știu, pare ciudat că joc drop shot, dar chiar vreau... Nu mă așteptam să scrie din poziția aia. Știu că vi se pare ciudat că mă joc drop shot, dar vreau să facem și noi un episod pe canal cu drop shot. M-am prins ca să ia el boost-ul. Iar aici cred că o să-mi dea un demo sau nu. Mersi de pasă. O pasă foarte, foarte frumoasă din partea lui Argus. Ce e cu poza aia? Parcă îl știu de undeva pe tipul ăla. Cine e? Habar n-am. Nice one. Îmi zic singur. Și nu uitați să apăsați pe butonul de like și să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă pentru mai multe episoade cu Rocket League. Rocket League-ul! Nice, am luat boost-ul. O să încerc să dau mingea în partea mea, să țin cât mai multă presiune asupra ei. Dar se pare că mi-a luat-o destul de ușor. Ușuranis. Ia să vedem ce face acest player, pentru că nu știu, nu prea înțeleg eu ce face el. Close on, zice. Ia. Poți, mă, prietene, să faci ceva? De ce tot zice close on, că nu-l înțeleg? Și uite, aici a rămas fără boost și și-a luat mare golațio. Sorry for making fun of you, lol. I'm just warming up. In this low... hai, ia să-l vedem, ia. Da, adevărul e că joacă de Grand Champion, omul. Ia să vedem. Da, de Grand Champion joacă, vă zic eu sigur. Nice one. Nu mai știu ce înseamnă LO, dar era ceva cu rankurile, cu rank sistemul. Înțelegeți voi? Hai să-l vedem. A, i-a scăpat deja. Încercăm să ținem cât mai mult posesia asupra mingii. Da, adevărul e că el e chiar rang mare. Close on. se vede ce rang mare e. Eu v-am zis că pare toxic playerul. Asta e gol, da. Nu știu, nu înțeleg playerii ăștia care sunt toxici. Uite că l-am văzut pe Rădu că a intrat pe
Rocket League RDU, dacă te uiți la acest episod, te salut, domnule. Dacă nu știți cine este RDU, înseamnă că nu ați fost pe livestream-urile mele. Ia să vedem, e gol? A, sau nu e gol? Close one. Era să o ratez acolo, n-am ce să zic. M-am încurcat puțin pentru că l-am lovit. Acolo am vrut să fac un pic de mișto de el. Nice. I admire your luck, though, lol. Like, 4 goals. Accidental. Thank you. Ia să vedem dacă poate. Nice one. Am zburat prost acolo. Îmi place cum omul vorbește cu mine de parcă i-aș răspunde sau ceva. I see the luck. A trebuit să-i zic. Na, frate. Iau și boost-ul ăsta. Ia să-l vedem acum ce mai face. Hai să te văd. Da, se vede. Op la 5. Cred că tocmai a dat un nothing wrong with that. Ia uzi. If you play good defense, you'll eventually get lucky. Man, nu e vina mea că știu să nu mă arunc cu totul. Adică pe bune, omul se aruncă cu tot boost-ul pe care îl are și după aia zice că ci că sunt lucky. Înțelegeți voi? Cum să faci chestia asta când tu te arunci cu tot boost-ul pe care îl ai? Really, that was fun. Haideți să jucăm și un drop shot. Haideți că revin când mi-a găsit match. Ne-a găsit și nou un match de drop shot. Cred că jucăm la platină, dacă nu mă înșel. Văd că s-a dus și el, nu știu de ce. Pentru că am spus că... Great pass. Am spus că mă duc eu, dar nu mai contează. Hai să vedem ce face cu echipierul meu. Se pare că nu vrea să dea în mingea aia, mai bine mă lovește. Încă să dea el în mingea aceea. Ok. Hai să luăm noi mingea asta și să o ducem frumos la interen. Se pare că am reușit să... Bine, nu știu la ce mă aștept pentru că jucăm la platină, dar totuși... Da, nu pot să mai ating încă o dată. Cu echipierul meu nu a dat acolo un rotate foarte bun. Nu știu ce face omul. Voiam să mă duc să-i dau... Uite că am reușit să-i dau totuși un bump. N-am reușit să ating mingea aia. Oh, nice shot. A fost chiar aproape. Voiam să-i dau demo-ul ăla, dar se pare că n-am reușit. Și poate o atinge cu echipierul meu? Nu o atinge acolo. Am atins-o eu cât de cât. Nu e nimeni în spate să apere. Ia să vedem cu echipierul nostru. Nice one. Mi-a dat o pasă destul de bună acolo, n-am să zic. Și si e... Nu e gol. Cream că o să fie gol. Poate să dea? Ah. O recuperare acolo. Nu, de ce mi-a luat-o? Ah, fuck. Am încercat acolo un team pinch. Ne-a reușit oarecum. Hai să-l dea al nostru. Oh, shit. Am reușit să o iau eu. Și cred că e gol. Ba nu e gol.
Știu că i-am stricat cu echipierul meu acolo, dar mi-era frică că nu atinge. De-aia m-am băgat. Totuși suntem la platină, adică... Înțelege ce vreau eu să zic. Am reușit să o ating înaintea lui și cred că e gol. Da. Apropo, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cu ce mașină mai vreți să fac videoclipuri și să văd care e cea mai bună mașină din Rocket League. Pentru că până acum am făcut cu Fennec-ul, acum am făcut și cu Octane-ul. Iar cel mai probabil următorul episod o să fie cu Dominus-ul, dar mai lăsați în comentarii cu ce mașini să mai fac. Am văzut că s-a lansat Ford 195, cred. Sper să nu mă înșel. Ford F-195 sau 190, ceva în genul. Dar nu știu, nu mi se... Mamă, ce am ratat acolo. Nu mi se pare prea bună investiția, pentru că e 1500 de credite pentru aproape nimic. Dacă era doar Ford-ul și ar fi fost vreo 500 de credite sau 900, bă, îl cumpăram, deci sincer. Dar așa trebuie să plătesc 1500 pentru absolut nimic. Că plătesc Ford-ul și încă niște chestii. Mamă, n-am reușit să o ating acolo. Dar a reușit cu echipierul meu. Încearcă să-i dea o pas acolo. Am încercat și acolo să dau un pinch, doar că nu prea mi-a reușit și cred că e gol. Da, este gol, este gol. Ai, unlucky. Unlucky am fost acolo. Îl lăsăm pe el să se ducă. Ai, că da. Odată nu m-am dus și eu și văd că s-a dus... Și nu s-a dus nici el. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Oricum văd că a fost bine. Mamă, ce touch a dat acolo. Da, nu pot să sar, pentru că au sărit deja doi. A sărit cu echipierul meu, că l-am auzit. Nice. Încă un gol. Deci am înscris două goluri. Nu știu dacă vă vine să credeți. Oh, și deja văd că a ieșit cineva. Încă cineva a mai ieșit, dramaturge, și a ieșit și Romger și cred că s-a terminat, da, s-a terminat meciul. A ieșit și de la noi, se pare, James. Mă, dacă ar fi să-i dau o notă Octane-ului, ar fi nota 9, da, 9 și ceva, 9.50 pe acolo. Totuși, mi se pare că alte mașini sunt mai bune decât Octane-ul. Octane-ul e cam top leader în momentul de față, dar totuși nu i-aș da un 10. Țin 10-le pentru altă mașină, așa că spuneți-mi în comentarii ce mașină credeți că merită nota 10. Eu am fost Crip, până data viitoare rămâneți sănătoși. Pa, pa! Thank you.